Încercăm să atragem în spațiile care mai sunt investitori, să deschidem un parc industrial, iar ce nu se mai poate folosi, să facem o evaluare la fiecare obiectiv în parte, să le demolăm, după care să redăm terenul proprietarilor. Avem obligația ca terenul să fie liber de tot ce a fost pe el până în momentul de față. O parte din teren va merge către proprietari, o parte va merge către investitori. Încercăm ca în zona respectivă să atât de mult investitori care să folosească actualele clădiri.